Stai, stai, Radu, stai! Conformitate cu prevederile hotărârii de guvern 836 din 31 octombrie 2013, la nivelul penitenciarului Baia Mare, a fost constituită Comisia de Evaluare a Incidenței Aplicării Legii Penale Mai Favorabilă, formată din reprezentanța ai Curții de Apel Cluj, din reprezentanța ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj și ai unității. Comisia a constatat posibilitatea aplicării legii penale mai favorabile în 20 de cazuri, transmițând în acest sens 20 de propuneri către instanțele competente. Până la data de astăzi, instanța a dat o soluție de punere în libertate pentru o persoană privată de libertate. Persoana în cauză executa o pedeapsă de 3 ani și 2 luni pentru o infracțiune prevăzută de Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Cuantumul pedepsei s-a schimbat la 1 an și 8 luni. Persoana a executat pedeapsa respectivă și a fost pusă în libertate. Arunc, ANP, ANB, .go, purtător de Thank you.